Salut, prieteni, și bun găsit la un nou replay. În episodul de astăzi îl avem aici ca protagonist pe Laser cu VK-ul, tânculețul lui de suflet, VK7201K, care a prins un match frumos. Dar înainte de a vedea exact despre ce e vorba, cred că ar fi interesant să vedem câteva date tehnice despre acest VK7201K, un tânculeț Reward de la Clan Wars. El fiind un heavy de asalt, ca și muniție folosește un AP cu un damage de 750 la o penetrare de 246 de mm. Ca și proiectile Gold, are un damage de 750 la un pen de 350 de mm. Iar pe heuri are un damage de 950 la o penetrare de 85 de mm. Ca și armură e destul de armurată în culețul, pe Hull Armor are o armură de 240. Turela tankului având tot așa o armură de 200. Ca și view range, tankul are un view range de 400 de metri, un top speed de 33 de km la oră, un reload de 19,18 secunde și o viteză de țintire, un aim time de 2,78 de secunde. Aici Laser deja lovește primul tânculeț, un Type 68, un proiectil bine plasat acolo. Pe mijloc lovesc de multe ori heavy-le aici care se relochează pe oraș, încearcă să-și ia poziție pe oraș. În acest match am văzut că s-au împărțit destul de bine pe oraș cei cu heavy-le, mai puține 75 care vine mai târziu la echipă, probabil că a rămas mai în spate încercând să tragă în zona de centru. Aici Maus-ul, Ding versus Ding, nu îl penetrează nici VK-ul, dar nici Maus-ul pe VK. Un match interesant aici între VK și Maus. Al doilea shot de la Maus, nici un pen. Maus-ul cu foarte mult HP pe el acolo, 3400, un nou ding. Distanța destul de mare și atunci când ai tunuri care au proiectile de calibru greu, distanța poate să fie un factor care să dezorienteze un pic modul de țintire, să-și piardă din acuratețe proiectilul și să nu-și atingă ținta exact în zona unde țintești. Mouse-ul folosește un H, a văzut că altă posibilitate nu are. Aici Laser s-a supărat acolo de atâtea shoturi și a dat seama că la distanță merge proiectilul aiurea. Așa că încearcă să vină mai în față un pic și să-i spună Maus-ului care-i jupânul aici pe oraș. Exact la fix aici un 600 pentru domnul Maus. Aici ar vrea să facă push-ul, dar nu prea are cu cine. Un 700 de data asta la Maus. Cred că în momentul ăsta Maus-ul a înțeles aici care e treaba, care e diferența de tun. Mai trage odată Maus-ul, tot așa, fără niciun un efect. Foarte bun pe armură VK-ul. Laser a și învățat să folosească tankul ăsta destul de bine, în felul în care știe să-și poziționeze tankul pentru a încasa cât mai puțin damage. Asta contează foarte mult atunci când decizi să te duci pe un push, modul în care îți vei folosi tankul și modul în care te vei așeza cu tankul va fi primordial în câștigarea meciului.
Puține heavy aici de suport. Mai mult suport din partea TD-urilor. Era acele momente când pingul, după cum vedeți acolo, milisecundele o iau razna. Cu un astfel de lag e foarte greu să joci. Și foarte greu să țintești în același timp. Dar asta nu-l împiedică pe laser să mai administreze un cap în gură de 812 aici lui Maus. Maus începe să ușor să-și piardă din HP. Aici cu siguranță v-ați dat seama de ce proiectilul nu și-a atins ținta. Ping foarte mare, lagul își pune cuvântul. Aici laser încearcă să se ia tancurile prin pămpăluire. Și surpriză, CTI-ul voia să traverseze și el regulamentar aici, dar proiectilul de la VK îl face să își mărească viteza acolo. Mouse-ul este aici total neinspirat. A stat exact cu partea plată spre VK, urmărind zona de interior a orașului. Oh, nice. BZ-ul, nici n-a știut de VK aici, a încercat să traverseze. A pleznit aici laser super fain. 4900 damage, un kill. Rectific, 5000 damage și 2 kill-uri. În momentul ăsta parcă echipa încearcă să fie un pic mai pe push. Un SPRV acolo cam poziționat într-o zonă bună. Să bate SPRV-ul cu foșu. Un ding la Krezel, la KV-4, destul de armurat dacă vine la de tank și are doar o posibilă pleznăreală. Acolo am văzut un pic de verde pe modul de shot, probabil că s-a mișcat KV-4 și a prins zona de șenile, foarte important de reținut la tankurile rusești, nu dați cu explozibil în zona șenilor, pentru că șenila, indiferent că este explozibil gold, va absorbi absolut tot. Așa e o tehnică sau o regulă, WOT, deci că șenilele absorb. Bănesc că în configurația asta îmi permit o aroganță să spun, probabil că în curând vom vedea absorbantele pentru femei înlocuite cu șenile rusești, care sunt mult mai bune ca și absorbante. Dacă reușesc să absorbă proiectile, vă dați seama că practic alte lucruri vor fi absorbite cu totul. Să trecem din nou la joc. Aici STRV-ul vine de după colț și se împiedică în burlanul clădirii. Direct garaj. VK-ul continuă să înainteze. KV-4 acolo și-a luat un shot din lateral. Rămâne la one shot. Cam multe tancuri aici și puse în poziții în care nu-ți mai dai seama, de lipsește cu desăvârșire spotul aici. LT-ul cred că a dormit acolo pe mijloc. În felul ăsta nu mai are cine să spoteze. VT-ul pedepsit pentru datul la coaste. Momentul de față 4 kill-uri și 6000 damage pentru laser. Foarte bine jucat aici, chiar dacă și lagul l-a cam supărat în meciul ăsta, echipa a fost cam slabă. Și aici o ratare, probabil tot din cauza, nu știu, a lagului, a pingului. Eu am văzut acolo shot-ul cât se poate de pe jag, dar nu știu în ce direcție s-a dus. Trage și jagul aici, trage un bounce. Direct shot în VZ-ul. Mă și miram aici de unde a ieșit VZ-ul ăla. Așteptam să fie jagul acolo.
Vezeu celălalt deu trage de pe mijloc, al doilea shot care îl ratează, de data asta îl lovește pe laser. Atenție, este vezeu de 8, nu e vezeu de 10. Să nu încurcăm. Și în momentul de față mai sunt exact două tancuri, vezeu și Jagu. Aici Jagu prinde un unghi fain. În schimb, laser rămâne, chiar dacă a încasat acolo, a încasat 1000, a rămas focusat în zona unde urma să se spoteze vezeu, pentru că LT-ul a ales să se ducă înspre el și mai mult ca sigur era văzut. Aici un alt shot care lovește un stâlp de beton înainte să lovească Jagu și fiind un gold hat explozibil. Frumos aici shot-ul. Jagu se întoarce clar că urmărește VK-ul, pentru că e mai simplu. Trage schimb versus schimb, dar ratează Jagu și laser profită de chestia asta. 7 kill-uri, 7400 damage. Bravo, laser!